Bună, bine v-am regăsit! Astăzi m-am gândit să fac un Get Ready With Me, unde să mai și vorbim puțin așa, adică să vorbesc eu, că voi doar mă ascultați. Voi să vorbiți în comentarii, dacă doriți. O să vorbesc despre 7 lucruri pe care mi-aș fi dorit să le știu când eram în zona de 20s, în 20-20 și ceva de ani. Desigur, ca oricare, am făcut și eu multe greșeli la viața mea. Dar, desigur, am aplicat, mi-am făcut întâi rutina de skincare și am așteptat o perioadă bună până să încep acest videoclip și am aplicat așa. Întâi, după ce m-am spălat pe dinți, desigur, am folosit Keep Cool and Soothe Toner și pe dinți șters, dar nu uscat. Apoi am aplicat ser cu colagen de la Eladerm, ser cu vitamina C lipozomală, tot de la Eladerm, Keep Cool Soothe Bamboo Essence, doar pe post de cremă hidratantă, pentru că știm că Keep Cool nu a trecut testele pentru UV și nu știu valoarea exactă a protecției UV. Și ca SPF am aplicat Walgreens 50 Sensitive Skin. Acesta, adică. Îmi place cum arată asta pe față. I-am făcut un video chiar de curând. Așa că o să vă las link în descriere, în caz că nu l-ați văzut. Poate vă inspirați. Desigur, nu-l găsiți la noi încă. Poate pe viitor, cine știe, se gândește cineva să-l aducă. Dar este un SPF foarte mișto, după cum se vede. O să încep prin a aplica baza pentru far de ploape și o să folosesc pe aceasta de la Avon, Marc Magix, care este așa. Este baza mea pentru fard preferată. Și în același timp o să și vorbim. Eu mi-am notat 7 lucruri pe care aș fi vrut să le știu. Inițial erau 5, dar între timp mi-au mai venit în minte altele, mi s-a mai sugerat altele, așa că, de ce nu? Am trecut acolo, am ajuns la 7. Cu toate că mie îmi plac cifrele rotunde, gen 5 și 10 și așa mai departe. Nu mi-a mai trecut nimic în cap până la 10. Baza o aplic de obicei și o las să stea măcar vreo 5 minute. Și cum nu m-am gândit să o aplic dinainte, o să o pun și apoi o să mă ocup de față. Și acum am văzut că mi-a sărit și un pic la o unghie, deci trebuie să mă ocup de ele. Numărul 1. SPF is life. Eu folosesc SPF de câțiva ani. La modul, adică să pun 1,25 ml pe ten, SPF fără iritanți și toate cele, adică la modul corect, de vreo 2 ani, ca să zic așa. Dar am mai aplicat și înainte. Și înainte foloseam SPF, de fapt, de câțiva ani. Chestia e că nu-l foloseam în mod corect. Adică puneam mult mai puțin și mergeam pe logica, hei, folosesc SPF 50, dar las că pun jumătate și sau un pic mai mult de jumătate și din cantitate și un SPF 30, să zicem așa. Da, dacă îmi pun mai puțin, s-ar putea să nu pui egal peste tot. Și să nu obții protecția necesară peste tot. Așa că SPF-ul la 30 poate să fie SPF 30 într-un loc, poate să fie SPF 15 într-un loc, unde nu ai pus cum trebuie. Așa că mai bine pui mai mult. Dar când aveam eu 20-20 și ceva de ani, adevărul e că nu foloseam SPF. Foloseam o cremă hidratantă care avea un SPF 15, maxim 20, care tot știm că este egal cu 0, mai ales că puneam acolo un bob de mazăre. Prin urmare, bine, nu soarele a fost direct răspunzător de petele care mi-au apărut. Mie le-au apărut hormonal în timpul sarcinii, dar soarele le-a intensificat și le-a întreținut într-un mod
brutal. Adică mie nu mai îmi trec. Sau cine știe cum poate o să am norocul să scap de ele. Cu cât începeți cu SPF-ul mai devreme, cu atât mai bine. De preferat cât de mici. Dacă aveți copii, dați-i cu SPF și învățați. Eu așa sper să reușesc să-i învăț pe ei mei. Pentru ten vreau să fac o combinație pe care nu am încercat-o până acum. Un altruist anti-redness and pigmentation cu uriaj bariesun mineral. Altruist este super mișto pe ten, doar că este cam închis la culoare. Este cam foarte închis la culoare. Așa că am pus aici și cu niște mineral. Pun mai mult pentru că o să-l folosesc cu burețelul și se mai absorbe. Și să sperăm că nu mă fac portocaliu închis. Amestec aici, văd că tot verde rămâne momentan. Nu știu dacă o să arate, cum o să arate pe ten. Vedem ce iese. V-am zis, nu am încercat combinația până acum. Întind ce am pe mâini, pe degete. Sunt verde, da, știu. Al doilea lucru pe care aș fi vrut să-l știu, desigur, pe lângă importanța SPF-ului, este că nu trebuie să punem produse pentru bronzare rapidă pe față. Eu pe corp mă bronzez destul de ușor. Pe față nu mă bronzez absolut deloc. Sau aproape deloc. Nu absolut deloc. Aproape deloc. Așa că când eram așa mai mititică un pic, foloseam pe față o loțiune pentru bronzare rapidă. Și asta o făceam după ce deja mi-a păruseră primele pete. Primele pete le-am obținut după prima sarcină. Și am avut pur și simplu aici, în zonele astea, două puncte rotunde, să zicem cam de un centimetru fiecare. Un centimetru jumate, nu era mai mare. Și pe față, pentru că nu mă bronzam, am încercat să aplic și eu loțiune de bronzare rapide și să stau la soare. Adevărul că nu steam foarte mult, nu sunt chiar atât de fan soare, încât să stau așa să mă prăjesc cu orele. Îmi place să stau un pic, ca o șopârlă, mai ales că sunt și friguroasă de felul meu și îmi place să mă încălzesc. Dar cât stăteam era suficient. Mi-aduc aminte că am făcut combinația asta odată când a fost o zi la plajă și mi-am pus pe față, pe corp nu mi-am pus nimic, dar pe față mi-am dat cu loțiune și seara nu am stat toată ziua la plajă, nu am stat foarte mult în soare, dar seara desigur că nu eram bronzată pe față, în schimb cele două pete se vedeau ca felinarele exact așa în fața mea. Ieșeau, dacă mă uitam în oglindă, primul lucru pe care îl vedeam erau petele alea. Erau maron închis, pur și simplu. Și cine căuta atunci chestii pentru albirea tenului? Gina, logic. Așa că nu încercați asta acasă, nu încercați deloc. Văd că arată binișor peten așa, sper că nu se vede verde acolo. Chiar sper că nu se vede verde, că la mine nu se vede. Are un glow natural, nu se vede prea închis. Oricum nu vreau să fac ceva foarte complicat, până mă lungesc cu vorba. Mă lungesc cu machiajul mai mult decât cu vorba. Al treilea lucru pe care aș fi vrut să-l știu este să mă demachez. Foloseam un produs de curățare, un gel de curățare, o cremă hidratantă, adică aveam așa o mini-rutină, dar rutina nu era completă. De când am început, după cum ziceam, aveam o rutină de curățare, dar de când am început să mă demachez seara, s-a văzut cu adevărat diferența. Voi folosi un concealer Power Stay de la Avon. Adică
tenul nu era curățat suficient, pur și simplu. Pun doar așa un pic. Atât. Burețelul este de la Makeup Revolution, ca să știți, și este foarte, foarte mișto. Foarte moale și ușor de folosit. Demachierea chiar face diferența. În bine. O să vedeți că tenul vă este mult, mult mai curat decât înainte. Nu zic că vă rezolvă problemele, de exemplu, dacă aveți acnee sau alte multe puncte negre sau nu știu ce, nu o să vă rezolve doar demachierea problemele, dar o să facă o diferență majoră în bine. O să vedeți un glow al tenului, o să se vadă mai luminos, un pic mai curat și mai luminos, nu mă refer la mai alb, să înțelegem treaba asta. Mai luminos înseamnă mai... înseamnă că arată mai bine, pur și simplu, radiază. Mă exfoliez, nu știu dacă vedeți, pe aici. Am tretinoinul de vină, ce să-i fac. Și acum voi folosi pudra All About Matte de la Essence Fixing Powder. Al patrulea lucru pe care aș fi vrut să-l știu, când aveam 20 și ceva de ani, e să nu mai iau 5 straturi de piele prin exfoliere. Aveam un scrub. Cine nu a folosit scrub vreodată? De la Avon era. Unul fin, adică nu avea particule acelea mari, avea destul de mititele, dar se simțea nisipos așa. Și exfoliam cu acela cam o dată de două ori pe săptămână. Dar, cum să vă zic, frecam că eram cu fața roșie după aceea. Plus, mai aveam încă o mască exfoliantă, din aceea Peel Off. Știu că masca aia am folosit-o ceva vreme, o căutam în catalog, tot de la Avon era. Era cu ceai alb, parcă, sau cu ceva ceai, în orice caz. Se usca atât de bine și se prindea atât de bine că trebuia să o tragi foarte încet, că era foarte bine lipită. Deci nu era ceva delicat așa, se lipea, frate, adică era lipită. Acum să fac și ceva foarte light la ochi. Folosesc paleta aceasta de la Revolution, Affirmation se numește. Ea arată așa. Ceva simplu, să nu fac complicat, că nu mă... Da, obișnuiam să-mi iau multe straturi de piele și eu credeam că asta este ok. Deci vă dați seama prin ce traume a trecut pielea mea. N-am mai folosit scrub de câțiva ani buni. Mă bucur că am renunțat la el, pentru că știm că scrubul... provoacă microleziuni la nivelul pielii. Deci nu, e pur și simplu nu. Să știți că machiajul ăsta cred că poate fi realizat aproape de oricine. Aproape, zic aproape, pentru că sunt unele persoane care au chiar două mâini stângi și nu reușesc să îmbine câteva culori. Dar toată lumea este diferită. Așa că Nu judecăm. Cine are două mâini stângi la machiaj, are două mâini drepte la altceva. Așa că... adică pur și simplu am pus o culoare aici în pliu, mai închisă, am blenduit un pic, o culoare deschisă aici un pic si de fată, pentru că am început să-mi placă din nou astea si de fate. O să mai pun un pic de culoare aici, culoare, un alb din acela, tot cu ușoare irizație are. Îmi place să strălucesc în ultima vreme. Și o să folosesc un tuș On Point de la Bodiography. Acesta este. Ia să vedem. Încerc să... nu vreau să dau prea mult, vreau să fie ceva delicat așa. Nu pot să vorbesc, că dacă vorbesc mă mișc și... e mai greu. Mi-am făcut aici un zbenchi.
Ați văzut ce ușor e să strici? Sper că vă dați seama că auziți gălăgie prin prejur și este copilul. Să joacă aici și lângă mine în timp ce eu vorbesc cu voi. Îmi place tipul ăsta de codiță doar așa puțin de la jumătatea ochiului încolo. Pare că alungește ochiul. Niciodată nu o să-mi iasă la fel la ambii ochi, dar nici nu insist pentru că altfel ajung cu condiții foarte groase. Da, se vede că e un pic diferit. În continuare voi folosi de la Bodyography Epic Lash mascara și pe acesta l-ați văzut, am făcut un video cu el. Apropo de machiaj, al cincilea lucru pe care aș fi vrut să-l știu când aveam 20-20 ceva de ani este că machiajul feței trebuie să cuprindă și gâtul. Și cred că greșeala asta am făcut-o majoritatea. Adică fondul de ten îl opream pe aici sau maxim pe aici. Se vedea diferența aceea de culoare în caz că culoarea fondului de ten nu era chiar potrivită cu cea gâtului. Pentru că știm că trebuie să alegem o culoare cât mai apropiată de gât. Fața de obicei avem mai roșie, să știți. Mai ales la noi femeile. Chestii hormonale, produse care le aplicăm pe ten. Mă rog, sunt mai multe de astea. Deci nu trebuie să alegem nuanța fondului de ten fix după nuanța feței. Sau și mai nasol, ați putea face ca mine și să aplicați bronzer pe toată fața până aici. Și un bronzer din acela sidefat, adică să iasă în evidență. Aveam o față foarte bronzată și un gât alb. Pentru că ăsta era. Ce să fac? Deci, morala, nu faceți ca mine. Machiajul să cuprindă și gâtul. Nu neapărat până jos, dar cel puțin blenduit pe zona și pe zona gâtului ca să pară mai uniform. Îmi place globul care l-am de la Altruist Antiretine. Să știți că acela lasă globul ăsta așa frumos. E chiar drăguț. Pentru sprâncene voi folosi acest creion de la Avon, Mark Perfect Brow Sculpting Pencil, care este așa. E, nu știu cum se vede mai bine. Are un vârf liniar, așa, nu este rotund. Dar nu e nici foarte subțire. Foarte bun pentru zona de dedesubt aici. Apropo de sprâncene, al șaselea lucru pe care mi-ar fi plăcut să-l știu atunci este să nu mai pensez excesiv sprâncenele. Sprâncenele mele nu sunt groase de la natură, deci nu am ceva stufos sau știu eu ce. Dar atunci, în perioada aceea, le pensam și mai mult. Deci erau mai subțiri ca acum și mai strâmbe. Nu știu cum reușeam. Dacă nu uit, vă inserez o poză pe aici să vedeți cum le aveam. O poză de acum vreo 10 ani. Mai mi-aduce Facebook-ul aminte din când în când că puneam și poze din acelea. Nuanța e un pic cam închisă. Dar cred că nuanța aceea deschisă ar fi fost prea deschisă. Dileme existențiale. Da, și ajunsesem cu niște sprâncene așa sfuricele. Mie aici de sub, unde vedeți că trag linia, îmi cresc fire, dar sunt destul de invizibile. Nu-mi place nici să le am
groase, stufoase. Și vreau să le fac să fie și ele cât mai apropiate una de cealaltă. Să fie surori, nu gemene. Dar nu iese mereu. Zic să știți că îmi place creionul ăsta, chiar dacă nu e atât de subțire pe cât aș fi vrut. E mai ușor de manevrat decât unul din acela cu vârf rotund. Eu zic că iese destul de bine. Oricum să știți că pe cameră se vor vedea culori un pic mai intense. Am observat că îi place să denatureze așa un pic culorile. Și pe aici întotdeauna mi se vor strânge în linii, chiar dacă aplic pudră. Pentru obraj voi folosi Forever Summer Palette de la Bodiography. Și am ajuns și la numărul 7 și anume nu mai pune produse alimentare pe față. Cred că toată lumea a trecut prin faza asta cu diverse fructe, diverse bicarbonat sau alte chestii pe față. Eu, sincer, fructe nu prea mi-am pus, nu lămâie, din câte mi-aduc aminte. Bicarbonat cred că am folosit o dată sau de două ori, dar nu prea mi-a plăcut, adică era... Îl simțeam prea grunjos așa. Nici măcar nu se compara cu masca exfoliantă care o foloseam de la Avon, adică și aia era mai fină. Și foloseam aici pe nas pentru puncte negre. Puncte negre pe care nu le aveam, desigur. Aveam filamente sebacee oxidate. Și nici măcar nu erau atât de oxidate încât să mai ieșeau în evidență câteodată, dar nu atât de nasol. Dar știți, când se pune piticul, trebuie să încerci. Ca iluminator voi folosi pe acesta de la Revolution, Skin Kiss. Nuanța Peach Kiss. Și trăgeam eu de chestia aia când se usca de pe față. Sigur că nu scotea mari lucruri pentru că nu prea avea ce să scoată. Și eu mă încăpățnam să folosesc o dată de două ori pe săptămână, că mi se prea mie. Nu foloseam de două ori pe săptămână, dar o dată o foloseam. O perioadă am folosit. Până am renunțat până la urmă. Cred că mai repede din comoditate, că mă enerva să stau să prepar toată ziua chestia. Frumos, nu? Mie îmi place cum strălucește ăsta și îmi place să-l aplic așa și peste blush. Să dea un glow pe toată zona. Și după cum văceam, am renunțat și bine am făcut. Nu știu dacă era chestia peel off de vină, dar mi-au apărut capilarii de aici pe laturile nasului. Pentru că să știți că se usca naibii de tare. Se usca și trebuia să tragi, adică era dureros aproape. Așa că am renunțat, dar trebuia să nu folosesc de la început. Și eu vă zic chestiile astea ca să nu încercați voi acasă, adică se găsesc atâtea produse super ok, mai ales cu o rutină corectă, acum puteți ajunge să aveți un ten foarte curat. Și nu mai încercați să scăpați de filamentele sebacee, pentru că acele acolo rămân, nu o să scoateți nimic. Pentru buze voi folosi Avon True Colors, acesta este, nuanța Pink Bouquet, singurul creion de buze pe care l-am. Și care se potrivește aproape la orice. Nu exagerez cu conturul, nu fac eu cine știe ce în sus, doar un picuț peste. În sus sau în jos, adică. Un pic deasupra. Pentru că, vă zic eu, dacă dați mai sus, oricât ați încerca să ascundeți, se va vedea conturul natural al buzei prin bruj, luciu sau ce folosiți. Am văzut niște chestii făcute aproape perfect. Uitându-te din față, dacă întorcea un pic capul, se vedea conturul natural și se vedea că este mult mai sus. Și ca ruj voi folosi Hot Plum din, de la Avon, din gama aceea mată, care să știți că este mov. În
Camera se vede mai spre roz așa, dar el este mov. Să știți că sunt foarte pigmentate rujurile. Și mate și destul de rezistente, dar rămân destul de bine pe buze. Nu prea se ia nici pe mască, foarte puțin. Am terminat cu machiajul. Desigur, nu plec nicăieri, dar mă mai machiez și eu așa din când în când, să nu uit, să nu-mi pierd îndemânarea. Eu, odată ce am terminat machiajul, am terminat și vorbitul despre cele 7 lucruri pe care aș fi vrut să le știu când aveam 20-20 ceva de ani. In my 20s, cum se spune, dar în română nu am găsit ceva asemănător. Sper că v-au plăcut ideile mele, la ce m-am gândit să vă spun ce mi-ar fi plăcut să știu când aveam 20 de ani. Vă aștept în comentarii și pe voi să-mi spuneți ce anume ați fi vrut să știți în perioada voastră de 20-20 și ceva de ani. În caz că nu sunteți la 20-20 ceva de ani, în acest caz știți ce să faceți și să nu faceți greșelile celor un pic mai avansați în vârstă. Să știți că nu mă consider bătrână, am decât 34 de ani. Cam atât a fost pentru astăzi. Îmi spuneți dacă vă place machiajul, să-mi spuneți ce nu știați atunci ce ați fi vrut să știți. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, subscribe la canal dacă nu ați făcut-o până acum și ne vedem și data viitoare. La revedere! Mm-hmm.